Războiul care m-a învățat să trăiesc, de Kimberly Brabaker Bradley. Capitolul 3. Când mă încuia mama în casă, măcar mă puteam mișca prin cameră. Acum eram prizonieră unui pat de spital, neajutorată, țintuită locului, departe de Jamie și de un tișor. Dacă trebuia să părăsesc pe Susan, nu l-aș mai fi avut pe un tișor. Susan nu-l iubea pe un tișor, nu la fel ca mine. Era ceva ce rămăsese de la Becky, dar poate că m-ar fi lăsat să-l împrumut dacă ajungeam într-un loc unde să pot ține un căluț. Eu mă îngrijeam de el. Mi-am acoperit fața cu palmele. Lacrimile îmi dau perna. Am încercat să nu fac niciun zgomot. Probabil că Jamie își putea păstra pisica. Bovril se pricepea să prinde șoareci. Chiar și mama i-ar fi îngăduit să țină o pisică. Îmi pare nespus de rău pentru mama ta, a șoptit una dintre surorile mai tinere. M-a învelit cu pătura peste umeri. Nu i-am răspuns. Susan încercase să mă învețe cum să mă port, dar nu știam ce să fac când spunea cineva că îi pare rău de moartea mamei mele celei groaznice. Tatăl tău e în armată? A întrebat sora. Am clătinat din cap. A murit, am șoptit. Acum multă vreme, fără legătură cu războiul, am adăugat. Acum suntem orfani. Sora a părut îndurerată. Săraca de tine. M-am întors cu fața la perete. Ce se întâmplă cu orfanii? Am întrebat-o. Unde locuiesc? În orfelinate, cred, a zis sora. Dar sunt sigură că mătușa ta... Nu-i mătușa noastră, am zis. Când s-a întors sus în după amiază, m-am prefăcut că dorm. Iar când a revenit la ora ceaiului, l-a adus pe Jamie. Ne-a adus și cartea un Robinson elvețian, singura carte care ne mai rămăsese. Era în adăpostul antiaerian când căzuse bomba peste casă. Mă bucuram să aflu că adăpostul salvase ceva. Susan a deschis-o la început și a citit. Multe zile am fost în bătaia valurilor. Nu, am zis eu și mi-am pus palmele peste urechi. Te rog, nu vreau. Familia Robinsonului elvețian naufragea pe o insulă minunată unde totul li se părea superb. Jamie iubea povestea aceea. Mie nu-mi plăcuse niciodată. Acum o uram de dreptul. Jamie și cu mine naufrageaserăm și noi, dar uite că până la urmă nu fuseserăm salvați. Nu ajunsesem pe vreo insulă. Încă ne zbăteam să nu ne necăm în marea dezlănțuită. Susan a închis cartea. L-am luat pe Jamie în brațe și am plâns. Zilele au trecut fără niciun fel de aranjamente. Am întrebat-o pe sora cea tânără despre orfelinate. Ei, a zis ea, negurându-se la față, nu mă îndoiesc că unele sunt locuri plăcute în zilele noastre. Nu seamănă cu cele de pe vremuri. Adică primești destulă mâncare și restul. Nu mai frămânzește nimeni. Pot să țin un căluț acolo? Am întrebat. Nu știu ce să spun, a răspuns ea, ceea ce însemna că nu. În fiecare zi doctorii îmi studiau și mi-apăsau piciorul. Mi-a schimbat gipsul cu altul absolut la fel ca primul. Nu-mi permiteau să am cârje. Nu mă lăsau să mă dau jos din pat. Susan mă vizita în fiecare dimineață, cu fața ei bună și înțelegătoare. El aducea și pe Jamie în fiecare după-amiază când ieșea el de la școală. Când am ajuns să locuiesc la Susan, ea mi-a dat cârje. Și când a venit mama după noi, mi le-a aruncat. Așa am ajuns Jamie și cu mine să fim prinși în raidul aerian asupra Londrei. Eu nu m-am putut mișca destul de repede încât să găsim un adăpost înainte de bombardament. Ne-a prins pe stradă, ferindu-ne cum puteam de ploaia de cărămizi și sticlă. O soră din tura de noapte m-a scuturat să mă trezesc. Țipi, a zis ea, oprește-te! Eu tremuram și eram luarcă de transpirație. Bombe, am zis. Mi-a căzut un perete pe picior. Nu mă puteam mișca. Ai avut un coșmar, a zis ea. Adună-te, îi sperii pe cei mai mici. Sora a plecat. Eu m-am uitat în tavan. Inima îngonea. Îmi venea să fac pipi, ceea ce însemna să chem o soră și să folosesc plosca, iar asta mi-amintea de cum mă obliga mama să fac îngăleată în fosta noastră casă. Știam unde era toaleta. O folosisem înainte de operație. În salon era întuneric, dar se vedea lumină la postul asistentei de pe hol. M-am ridicat în fund. Am dat deoparte păturile și cerșafurile. Am bătut în gipsul tare. Piciorul operat abia dacă mă mai durea. Am pus amândouă picioarele jos. Mi-ar fi fost mai ușor cu cârje, dar erau paturi din metru în metru peste tot în cameră. M-am rezemat de căpătâiele lor, târându-mi gipsul pe jos. Era treabă grea, dar mă bucuram nespus să mă mișc. M-am strecurat în baie, am folosit closetul și pe urmă am ieșit. Eram la jumătatea drumului înapoi prin salonul întunecos, când din spatele meu s-a răstit o voce. Ce crezi că faci aici? Am tresărit speriată. Mi-am pierdut echilibrul.
Am fluturat mâinile prin aer, am căzut peste patul cel mai apropiat și am speriat-o pe ocupanta lui, o fetiță cu piciorul rupt ridicat cu contragreutăți. Ea a țipat. Eu m-am tras într-o parte și am căzut. Mi-am răsucit genunchiul drept. M-a fulgerat durerea în gleznă. Am țipat și eu. S-a trezit tot salonul. Cineva a aprins lumina. Două surori m-au urcat înapoi la mine în pat. Altele au liniștit-o și au îmbărbătat-o pe fetiță. Ești destul de mare să ai mai multă minte, a șuierat sora șefă. Ai trezit pe toată lumea cu tărăboiul tău și ai riscat absolut aiurea. Vei avea mare noroc dacă nu ți-ai distrus toată recuperarea. Stai numai să afle maică-ta. Nu-i mama mea. Sorei șefe nu i-a păsat. Dimineață, doctorul a zis că nu păream să-mi fi făcut vreun rău, dar sora tot i-a spus lui Susan, iar Susan nu s-a bucurat deloc. Nu știu ce a apucat-o, a zis sora. Eu știu, a răspuns Susan. Apoi mi-a spus mie mai încet. Știu că e greu, dar trebuie să te odihnești până te vindeci. Dacă te mai ridici, te vor lega de pat. M-a trecut un fior. Pe urmă, am văzut ce avea Susan în mână. Ai mai primit o scrisoare? De la Lady Thornton. Mi s-a strâns stomacul. Uite și aranjamentele. Susan a așteptat până a plecat sora. Pe urmă s-a așezat la mine pe pat. Părea nefericită. Mă tem că sunt vești neplăcute, a zis ea. Am căutat o cale să te anunț cu blândețe, dar n-am găsit niciuna. S-a întins să mă ia de mână. Eu m-am ferit. Mi se părea că nu o să mai pot respira. Trebuia să rămân împreună cu Jamie. Trebuia. Mama ta a fost incinerată, a zis Susan. Din cauza războiului, din cauza că la fabrică au fost foarte multe victime și din cauza că n-am aflat de moartea ei la timp, astfel încât să-i revendicăm corpul neînsuflețit. Cenușa ei va ajunge într-un mormânt comun. Nu-i vom putea organiza funeralii. Și nu vom putea îngropa nici la Londra, nici la noi în sat. Îmi pare rău. Habar n-aveam despre ce vorbea. A, da? A zis Susan. Te simți bine? Nici nu știam de unde să încep. Cuvântul funeralii. Incinerat. Cenușa ei. Curăța cineva soba mamei. Ce însemnau toate aceste lucruri? Am totuși și o veste bună, a continuat Susan. Lady Thornton ne oferă o cabană pe domeniul ei. Să locuim în ea. Spune că e destul de mică, dar mobilată aproape în întregime. N-am putut vorbi. Nu știam ce o să ne facem, a zis Susan. Guvernul îmi va plăti despăgubiri pentru casa lui Becky, dar se spune că poate dura ani, iar eu n-am reușit să găsesc nimic de închiriat în sat. S-a uitat la mine. Ești foarte tăcută. Știu că e un șoc pentru tine. Ce părere ai? Când lucrurile mergeau rău de tot, mă refugiam în mintea mea, într-un loc unde nu mă putea atinge nimeni. De data asta m-am refugiat pe pășunea lui Untișor. Îl călăream printre câmpurile verzi. Ada, a zis Susan și m-a bătut ușurel pe braț ca să mă aducă înapoi. Am respirat adânc. Când trebuie să mergem la orfelinat? Poftim? Jamie și cu mine. Doamne, te rog, lasă-mă să rămân împreună cu Jamie. Când trebuie să mergem la orfelinat? La orfelinat? Susan părea șocată de parcă i-aș fi tras o palmă. Ada, de ce să vă duceți la orfelinat? M-am uitat urât la ea. Atunci unde ne ducem? Nicăieri, a zis Susan. Nu s-a schimbat nimic. Cum te-ai putut gândi? Mama ta a murit, dar eu sunt încă aici. Ai spus că trebuie să faci aranjamente. Aranjamente pentru funeralii. Nu știu ce înseamnă asta. Susan a rămas complet nemișcată. A, a zis ea. Vai de mine. Săraca de tine, cred că te-ai chinuit de moarte. De ce n-ai spus nimic? Nu ți-ai dorit niciodată copii, am zis. Tu ai spus-o. O repetase de nenumărate ori, la început, când ajunseserăm la ea. Iar acum nu mai suntem evacuați. Suntem orfani. Nu mai răspunde Lady Thornton de noi și nici tu. Iar la orfelinat nu o să mă lase să-l țin pe Untișor. Vai, Ada. Susan s-a plecat și m-a luat în brațe. Am încercat să o împing, dar m-a ținut strâns. Era mai puternică decât părea. Ai înțeles greșit, a zis ea cu blândețe. Tehnic vorbind, sunteți orfani, dar sigur că puteți rămâne să locuiți cu mine. Cumva e chiar mai simplu acum după moartea mamei tale. N-ar trebui să am probleme să vă devin tutore. Când am spus aranjamente, mă gândeam la mama ta, la rămășițele ei. Nu știam ce înseamnă rămășițe. Puteam bănui, dar mi-era frică. La corpul ei neînsuflețit, a adăugat Susan. Doar atât. Tu și cu Jamie rămâneți cu mine. Am încercat să vorbesc, dar nu mi-a venit niciun cuvânt.
M-am mânecat și pe urmă am început să plâng în hohote, iar Susan mă legăna înainte și înapoi, înainte și înapoi, de parcă eram copil mic, de parcă mă iubea, de parcă mă iubise mereu.